Am putea înțelege din spusele celor de la USR Plus și cum tratează ei această situație că există cinci premieri în această coaliție, că fiecare președinte de partid decide pentru ministru pe care l-a propus. Nu, Or, este... avem un premier care, potrivit prerogativelor, da, are dreptul să demită și să revoce un Ministru, nu? Deci, noi așa potrivit uh, teoriei constituționale și potrivit regulilor firești, vedeți să și într-o mașină, pot încăpea patru persoane, cinci persoane, 8 persoane sau mai multe, dar volanul se găsește la o singură persoană. Toți pot să comenteze, hai să o luăm în stânga, în dreapta, în față, în spate, mai tare, mai încet, dar cel care practic uh, conduce mașina este șoferul. Așa și la un guvern. Fiecare ministru are atribuțiile lui și are volanul lui în zona ministerului lui. Însă, echipa guvernamentală, guvernul, este condus de primul ministru și, mai mult, primul ministru își pune amprenta pe toate politicile sectoriale, iar miniștrii nu sunt de capul lor, indiferent ce partid fac parte. Deci, eu cred că a promova aserțiuni de genul cu cinci prim-ministri este o dovadă, în opinia mea, fie de nesurositate, fie o glumă care uneori poate să fie neînțeleasă în mod corect și de aceea să fie să aibă consecințe nefericite. Dar guvernul are un singur șef, de aceea se și numește guvernul Cățu, iar uh, miniștrii care nu rezonează cu primul ministru și care nu se integrează în regulile funcționale ale guvernului, nu au o altă variantă decât să se conformeze sau să plece. Știți... Și plecarea poate fi benevolă sau poate fi sub formă de mitere. Știți cine a zis uh, treaba aceasta cu cinci premieri? Chiar uh, Kelemen Funor. Bine, Kelemen Funor se referea la faptul că uh, avem USR și avem plus, avem UDMR și spunea el că în uh, PNL are exista și o grupare din vechiul PNL. PDL. Uh, fără îndoială în PNL sunt uh, colegi proveniți din fostul PDL, dar ce pot eu să vă spun este că PNL-ul acționează ca o structură unitară din punctul ăsta de vedere și nu există în momentul ăsta grupuri constituite pe criteriul de vechi penalist, o vechi penalist.